Bună dimineața tuturor, bună dimineața dragi urmăritori și celor care mă urmăriți, celor care nu mă urmăriți pe această platformă de TikTok. Îmi cer scuze dacă am emoții, ca de obicei emoțiile mă copleșesc. Și totodată, astăzi fiind duminică, suntem în 10 septembrie 2023, mâine este 11 septembrie 2023 și noi, Ramona și Ovidiu, vrem să facem un mesaj foarte frumos pentru toți copiii din această țară, pentru toți elevii care încep școala, pentru copiii care au trecut deja în clasa 1, care trec în grupele mari, copii la grădiniță și totodată acest mesaj sperăm să vă intre la suflet și să vă fie de folos și cu îndeplinire. Și pentru că începe un an nou școlar pentru copii mici, pentru elevi, următorul mesaj este așa. Vă doresc un an școlar nou, plin de realizări, bucurie și distracție. Vă dorim succes la școală, să învățați foarte bine, astfel încât părinții voștri să fie mândri de voi, să aveți rezultate remarcabile și să bucurați întotdeauna părinții de rezultatele voastre frumoase, pe profesori, pe învățători și pe doamnele învățătoare de la grădiniță. Vine toamna încărcată cu emoție pentru fiecare copil, pentru fiecare adult. Vă dorim să aveți parte de profesori minunați, de doamne educatoare la școală, îmi cer scuze, să aveți succes, mintea să vă fie luminată la școală, la grădiniță, la școală, la liceu, să găsiți prieteni buni, adevărați și nu uitați totodată, dragi elevi, să nu uitați că fiecare zi de școală este o oportunitate de a învăța și de a crește frumos. Cu pasiune și determinare veți depăși orice provocare și veți ajunge în înălțimile dorite vouă. Vă dorim o duminică binecuvântată, pupici și îmbrățișări pentru toată lumea. Domnul să ne binecuvinteze noua săptămână ce începe.